Eu azi vreau să vă fac așa un episod din frază din limba engleză, de mult nu v-am făcut. Eu ascult amu, la Snoop Dogg, a făcut amu un fel de concert în cinste la funk și se numește 7 Days of Funk, cine vede, da? 7 Days of Funk de Snoop Dogg, primul cântec de pe albumul ăsta se numește Niggers Hit the Pavement și el în cântecul ăsta, chiar la început, are niște fraze, una din fraze se numește I grind till they pay me. Adică despre fraza asta vă povestesc, dar dați-vă pun o lecție să ascultați măcar. El de-am zis o dată, dar eu am tupit și nu v-am atras atenția. Nu știu de ești că m-ați vărat așa în cameră. Dacă moș. I grind till they pay me. I grind till they pay me. Asta e o frază care eu nu m-am pregătit să fac episodul ăsta, așa să încerc să vă povestesc vă așa ad hoc. Asta înseamnă eu am să-i dau pizdeală până am și-o plătit. Dar nu în sens că am să-l bat, dar în sens că am să lucrez, caroce, am să muncesc. To grind, caroce, asta înseamnă a mășina. De asta cafemolșile sunt cafemolși care se numesc grinder, se numește așa o companie este. Pentru că el înseamnă de ce ești grinder. Și to grind înseamnă mașina. Cândva pe timpurile cele când erau sclavi, erau piatră mari în care s-arunca orezul, porumburi și s-arunca acolo, eu știu, malai, și s-arunca acolo. Și apoi acolo erau sclavi aninați, așa, primul animale, unele părți, în alte părți spuneau sclavi. Și ei, caroce, împingeau chiatră și ei, așa, mașinau, caroce, înțelegi tema asta. De că asta se numește grinding, înțelegi? De asta el spune, I'll grind till they pay me. Ce înseamnă asta, înțelegi? Că eu ce m-am aninat, că eu chiar recent am vorbit cu cineva pe tema asta și chiar ieri am vorbit și ne-am văzut să aminte, că așa a rezonat, nu știu cum fraza asta a venit în cap. Uite, aici eu trăiesc și îmi dau seama de unele lucruri care sunt diferite de ce m-am obișnuit eu să cred. Și cred că și în Moldova vin schimbările astea și dacă îmi pare că de-am venit schimbările astea. Când am crescut noi de mici, când părinții noștri lucrau și mulți din noi care lucrăm amun, multe întreprinderi care net au așa o organizație civilizată, au acolo un departament de resurse umane, nu-i chiar la fermă, înțelegi, nu-i chiar la stână, lucrează la o companie, caroce. Majoritatea cazurilor noi suntem obișnuiți cu așa un gând. Că dacă noi suntem șef de secție și vrem să devenim șef de departament, vrem să lucrăm ca șef de departament, noi trebuie din tăi să pornim poziția asta de șef de departament, salariul ăsta, și nu mă duc și pe mine să mă plătească să fac asta, eu am să încep și am să lucrez. Așa suntem noi obișnuiți și așa am crescut noi cu impresia asta, înțelegi? Oricând Uniunea Sovietică așa era, ori nu știu ce așa au fost, dar înțelegi, tu e obișnuit că lucrezi într-o poziție, trebuie și un an, două, ori, cât acolo depinde, acolo în ce poziție ești și cum te aștepți că să ai o povășenie la lucru, să mărească salariul, poziția să o schimbi, înțelegi? Și ești obișnuit cu tema asta. Pe cât de logică asta și senil nu ne-ar părea nou faptul ăsta, el nu prea coincide cu realitatea, din păcate. Așa sunt timpurile amu mai grele, spun, suprapopulația asta, oricare problemă, nu știu, limitate resursele amu, leacă de jopă economică și s-a schimbat o lecuță de direcție. Voi puteți stați și să vă indignați în privința asta și să vreți să schimbați realitatea, ori puteți să o acceptați așa cum este, ești prostă să vă adaptați la dânsa, înțelegi? Și atunci când tu ești de șef de secție, vrei să devii șef de departament, tu trebuie din tăi să execuți toate lucrurile cele care le faci șeful de departament, să te simți ca șef de departament și să faci tot ce faci un șef de departament, înțelegi? Și nu te gândești la așa că mie nu mă plătesc ca eu să lucrez de pildă după ore. De exemplu, în America e șef de secție, primești pe ore, șef de departament primești pe an, de exemplu, de-am salariu, înțelegi? Statusul ăla, caroce, schimbă, de-am când treci dintr-o parte în alta. Să nu crezi că tu din tăi trebuie să plătească din tăi acolo 60.000 de baxuri pe an, nu, după asta tu, și de până atunci tu zici, nu, galeac, mie nu mă plătesc să fac asta. Hai să rămâi în urmă, oamenii de ăștia sunt foarte multe, e supra-saturat piața de muncă cu oameni care așteaptă
pader și că ei pe urmă se motivează pe dânsă, înțelegi? Așa e, trebuie întâi să faci tet și pe urmă să-i dai pizdeal. La, îți vine și-o mai rămas din când cu cealaltă, dacă a rămas ceva și ajunge. Să nu întind din vorbă, vreau să te fac scurte este. Cântă și-a ori nu? Alt fi de flamelul na craniac.